ziua și bine v-am găsit. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră astăzi. Vorbim astăzi despre școli verzi, școli cu impact negativ redus asupra mediului înconjurător. Conform unui studiu realizat de Ministerul Educației în anul 2008, 20% din populația României merge în fiecare zi la școală. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că elevii, tineri, copiii petrec 60% din timp în cadrul unei instituții de învățământ. Această cifră tradusă în ani de viață ne duce la cifra de 16,3 ani în medie petrecută în cadrul unei școli. Și toate aceste lucruri se întâmplă în cea mai mare parte a timpului în școli care au nevoie stringentă de o renovare. De aceea, de fiecare dată când ne gândim la performanța academică, ne gândim în cea mai mare parte a timpului la calitatea profesorilor sau la calitatea metodologiei educaționale. Însă, trebuie să avem în vedere, de asemenea, că școlile mai bune și școlile mai sănătoase creează totodată sale de clasă primitoare, ce încurajează participarea elevului la studiu. Școlile verzi, școlile ecologice, totodată îmbunătățesc sănătatea ocupanților, prin folosirea de materiale mai sigure, mai ecologice. Totodată asigură oportunități de dezvoltare de competențe de muncă verzi, stimulând în același timp dezvoltarea economiei locale. Urmăresc totodată și eficientizarea resurselor folosite, simultan cu economisirea de bani. Totodată școlile verzi conduc și la păstrarea celor mai buni profesori, ducând și la o flexibilitate crescută a metodologiei educaționale și îndrumând elevii noștri către o reuniune cu natura. De aici a pornit și campania noastră, Construiește școli verzi, și ne face plăcere să anunțăm că la această primă ediție au fost organizate 1250 de proiecte ecoeducaționale în peste 49 de țări. Este un număr impresionant, așa cum am spus, pentru această primă ediție. Și de aceea mesajul nostru are o conotație mult mai puternică și nu putea fi prezentat în altă parte decât în cadrul unei instituții de învățământ. De aceea dorim să mulțumim Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Micu pentru găzduirea acestui eveniment. Și aș dori să-i mulțumesc și Ministerului Educației, respectiv domnului secretar de stat, domnul Fedorca, și întregii sale echipe pentru sprijinul acordat pe parcursul acestui proiect și pentru deschiderea de a realiza împreună acest proiect de renovare. Și o să-l rog și pe domnul Fedorca să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua! Doamna și Cristina, am venit în fost la Biroul Educației cu o propunere. O propunere mult mai mică decât ceea ce s-a realizat. Era doar vorba de un concurs, nu prea a avut curaj, probabil că din experiență a fost refuzată. Într-o discuție amplă, am arătat concluzia că acest proiect poate să fie un proiect mult mai mare, și anume, nu doar o bibliotecă, că de aici a plecat o bibliotecă verde, ci să facem o școală, nu numai bibliotecă. În urma discuțiilor, am stabilit organizarea unui concurs sprijinit de Ministerul Educației, în sensul de a avea acces la conducerii școlilor. Multe școli sunt conservatoare, reticente, frica de nou și alte aspecte. În urma lansării acestui concurs, o școală urma să devină școală verde, în sensul de a avea bibliotecă, de a avea săli de clasă cu materiale de ultimă generație, materiale ecologice, urmând ca în ceea ce privește renovarea școlii să participe și comunitatea locală. În această localitate, Câlnic, populația este preponderent de etnie romă. E clar că ei nu vor avea și n-au avut
resurse financiare pentru a plăti taxe și impozite, astfel încât primăria, consiliul local să aibă surse de a administra, de a renova această unitate de învățământ. După cum bine știți, școlile sunt în proprietatea consiliului local și le administrează fiecare cum reușește. Din păcate. Domnul director al acestui unități de învățământ a aflat de proiect, a aplicat la acest proiect, mă rog, ca și alții, alte școli, datele prezentate în propunerea și proiectul acestei școli au dus la declararea câștigătorului. Nu cred că Ministerul Educației a avut o invitație, asta ați votat dumneavoastră. Da, deci nu ne-am implicat. A fost un proces de vizare într-un deci, de cu companiile partajului. Nu ne-am implicat să avem vreo... să nu avem vreo un interes pentru școala anume. Important este rezultatul. Ori atât timp cât aceste companii care le vedeți pe banner au venit în întâmpinarea acestei idei de școală verde, va fi de fapt un pilot. Această școală, încălzirea este cu sobe, cu lemne. Din discuția cu domnul primar venit cu propunerea și am înțeles că chiar aveau această intenție de a pregăti școala și pentru o altfel de încălzire. Dânsii doresc o încălzire cu centrală, mă rog, încălzire cu centrală pe lemne. Le-am făcut și varianta de pompe de căldură. A existat un proiect în 10 unități, 10 școli, început în anul 2008, 10 școli în România, și în Ministerul și în Ministerul lor, în 3 a reușit, în 7, în 3 a reușit. O școală este în lucru, dar acela pe două nu mi-am zis acum unde. Unde acest sistem de pompe de căldură funcționează și din câte am înțeles însă în practică nu e o problemă. Și atunci, dacă această școală ar avea încălzire cu pompe de căldură, eventual și alte surse de energie, chiar va fi o școală verde-verde. Și cât, de, cât mai mult să devină independentă energetică. La renovarea acestei școli vor participa, va participa comunitatea. Deci, înțelegerea este ca cei din comunitate să participe activ la renovarea școlii. Vor fi pregătiți de către sponsori, nu? Cât am înțeles, pregătiți pentru a putea utiliza aceste materiale. Avantajul va fi școala renovată și ei cu noi competențe pe care le pot folosi după aceea și în alte, în alte ocazii. În noiembrie voi face o deplasare la Câlnic. Atunci când începe fișa tehnică, în care este situația, iar Ministerul Educației va încurca tot sprijinul acolo unde, mă rog, se poate altfel, pentru că acest proiect să fie gata să funcționeze începând cu 1 septembrie 2013. Încurajăm asemenea inițiative. Cultura pentru mediu și schimbarea mentalității în școală se face de la o vârstă destul de mică. Există în programe școlare și în opționale această cultură. Săptămâna trecută, sâmbătă, am fost la, la o premiere cu eco-școala, eco-fotografia, un tot pe bază de voluntariat. Eu vă mulțumesc pentru atenție și
Vă mulțumim și noi încă o dată și pentru sprijinul acordat pe parcursul întregii campanii. Domnul Vedor a eliminat puțin surpriza aceasta de a anunța câștigătorul încă de pe acum. Însă vă propun să aruncăm o scurtă privire asupra inițiativelor și proiectelor înscrise, cele din România. Pentru că vorbeam la început despre 1250 de proiecte în 49 de țări. 7 s-au întâmplat în România și haideți să vedem despre ce este vorba. Vom începe cu Bucureștiul. Aici avem o invitare din partea Colegiului Național Ion Neculce. Ca și activitate pe partea de ecoeducație și ecologizare, dânsii au propus promovarea plimbării cu bicicleta, iar elevii liceului au inițiat un dialog cu persoanele de vârsta a treia, astfel încât să încurajeze un stil de viață cât mai sănătos. Pe partea de probleme întâmpinate de instituția de învățământ, dânsii ne-au semnalat o funcționare necorespunzătoare a echipamentelor de HVAC și totodată își doresc și reducerea costurilor cu întreținerea prin introducerea unor surse regenerabile de energie. Următorul proiect înscris este tot din București, și anume Colegiul Național Vindin, George Coșbu. Elevii acestui colegiu au curățat curtea liceului, iar problema majoră semnalată de acest liceu reprezintă acoperișul. Acesta este lipit de etajul superior, prezintă totodată fisuri, de aici apariția infiltrațiilor în sălile de clasă, deci o problemă majoră în timpul anotipului ploios. Plecăm din București și ajungem în zona Transilvania, mai exact în Cluj-Napoca. Aici părinții, elevii și profesorii s-au adunat în cadrul Colegiului Transilvania pentru festivitatea noastră de primire, pentru a sărbători Ziua Internațională a Școlilor Verzi. Au organizat workshop-uri de origami din hârtie reciclată, în care au implicat toți copiii acestui colegiu. De data aceasta rămânem în Cluj, la o grădiniță, grădinița Biove, care a dorit organizarea unui eveniment al cărui obiectiv principal a fost conștientizarea la nivelul adulților a nevoii de a avea grijă de parcuri. Dânsii își doresc foarte mult reducerea cheltuielilor de încălzire și au propus ca și o potențială soluție introducerea panourilor radiante ca și metodă alternativă de încălzire. Școala gimnazială Coșovna, de lângă Cluj-Napoca, a avut ca și motto pentru evenimentul organizat pe data de 29 septembrie, nu arunca astăzi ceea ce poți folosi mâine. Copiii, elevii, au fabricat obiecte artizanale folosindu-se de materiale reciclabile, cum ar fi doze de PET, aluminiu și așa mai departe, și au organizat totodată o mini-expoziție în cadrul școlii, astfel încât părinții, profesorii și ceilalți colegi de ei lor să poată vedea ce lucruri frumoase se pot realiza prin reutilizarea de materiale. Ca și probleme din partea acestei școli, mi s-a transmis necesitatea de a renova clădirea, deoarece împlinește aproape un secol de existență. Și totodată înlocuirea geamurilor pentru a obține o eficiență energetică sporită. Ne îndreptăm spre Sibiu, către școala gimnazială Cașolz. Ca și activitate implementată, profesorii, părinții și elevii s-au ocupat de plantarea de flori și copaci în imediata vecinătate a instituției de învățământ. Ca și probleme, clădirea nu este izolată termic, iar geamurile sunt acele de la începutul construcției, fapt ce duce la costuri foarte mari cu încălzirea datorită pierderilor de căldură. Ne îndreptăm către un alt proiect, grădinița Burașuții din Dâmbovița, care a propus copiilor și părinților curățarea curții de deșeuri, de plastic și hârtie. Deși își doresc foarte mult finalizarea lucrărilor de izolație exterioară, pentru că au existat intervenții în cadrul clădirii, însă rămânând fără fonduri, nu au reușit să se ocupe de partea de exterior.
Am vorbit și despre Câlnic din Alba, în imediata apropiere de Sibiu. Cei de aici au într-adevăr o situație delicată, în sensul că vorbim de o clădire veche de 100 de ani, poate chiar mai bine de atât. Ca și probleme pe care această școală le întâmpină, putem enumera, e cea mai importantă din punctul nostru de vedere, lipsa apei curente în zonă, pentru a putea fi demarate totodată și acțiunile pentru obținerea avizului sanitar, izolarea termică a clădirii, care lipsește de asemenea, geamurile fiind aceleași de la construcția inițială, schimbarea instalației electrice, construirea de grupuri sanitare adecvate, repararea stărilor de clasă, vorbim aici de tencuială și de zugrăveri, montarea de șleaguri pentru colectarea de apă pluvială, dotarea cu aparatură tehnică și cu siguranță putem continua această enumerare de probleme. De aceea ne-am dorit foarte mult să ne oprim în fața acestui proiect, pentru că impactul asupra comunității va fi cu siguranță unul foarte mare și ne dorim prin acest proiect de renovare să demonstrăm că este posibilă o renovare verde de succes în cadrul instituțiilor de învățământ din România, implicând totodată părțile implicate, de la profesori, copii, părinți, până la localnicii din zonă, stimulând astfel și dezvoltarea economiei locale. Cu siguranță acest proiect este unul deosebit de interesant și a fost un vot unanim de partea juraților, aș putea spune, cu privire la decizia de a implementa un proiect de renovare la noi în țară. Și acum vă propun să vedem puțin care ar fi soluțiile și tehnologiile care ar putea fi aplicate în cadrul unui proces de renovare. Și o să-l invit pe domnul Cristian Popescu, reprezentant COFERI România și totodată membru în cadrul organizației noastre, să ne povestească câteva detalii și să aflăm mai multe informații cu privire la acest subiect. Acum, o tehnică de succes nu e universal aplicată, depinde de cazul pe care îl trată. Eu voi spune câteva vorbe cu caracter absolut general. Sigur că multe se aplică și la școala din Câlnic, precum și la alte școli, dar aici e o prezentare ceva mai extinsă, nu cred că vom avea timp să o parcurgem pe toată acum, nici nu e locul, dar explică câteva noțiuni de bază vis-a-vis de acest concept de școală verde. Cum spunea și colega mea, Cristina, nu vreau să vă citesc slide-ul, fiecare poate să vadă despre ce este vorba. Important de spus este că orice clădire, numai o școală, e ca și un organism viu. Asta pentru că locuim, învățăm, ne ducem activitatea acolo. Și ca și orice organism, el funcționează într-un echilibru între sistemele care îl compun. Prin urmare, și noi ne referim aici mai ales la renovări și nu la unități noi. Atunci când renovăm, trebuie să privim foarte atent acest organism. Pentru că intervenind pe unul din sistemele pe care îl compun, îl poate debalansa și aduce prejudicii în altă parte. Deci, orice clădire existentă, cu atât mai mult școlile, trebuie privit în felul acesta. Atunci când schimbăm, să zicem, o fereastră veche din lemn, una nouă din termopan, trebuie să ne gândim de două ori dacă facem bine. Pentru că acea fereastră, când a fost construită casa, avea un sistem, un procent vis-a-vis de încălzirea ei, de confortul ocupanților și așa mai departe. Schimbând-o cu
o fereastră nouă, ce realizăm? În primul rând, vă dau un mic exemplu și poate trecem mai departe. Ferestrele termopane, atunci când sunt noi, închid etaj. Pe când fereastra veche permitea o mică ventilație. Și de multe ori s-a întâmplat să ne trezim că începeiesc pereții în jurul ferestrei. De ce? Pentru că nu se mai emisea încredere. Uităm să o mai deschidem și așa mai departe. Ăsta e un mic exemplu. Dar astea sunt aplicabile oricărui sistem din casă. Și la încălzire, și la ventilație, și la aerul condiționat. Acum, sigur că aici sunt prezentate pe scurt câteva avantaje de ce am renovat școala și am face o vreme. Nici nu trebuie amintit. Copiii noștri învață acolo și trebuie să se bucure de un climat sănătos. Și asta înseamnă de la materialele care sunt folosite pentru renovare și până la confortul termic și luminos și acustic al sălilor de clasă, toate trebuie să concure astfel încât copiii, dar și profesorul să se simtă bine în, în sala de clasă. Apoi vin avantajele materiale. Scad costurile de întreținere, scad costurile cu utilitățile, scad costurile cu concediile medicale ale profesorilor, se reduce absenteismul și nu mai departe. Și avem, acum ne-am limitat la școală, dar avantajele se duc mai departe. O școală verde nu înseamnă numai clădirea, ci și spațiul din jurul școlii. Înseamnă să am o curte. Școlile de obicei au curs destul de generoase pentru că se fac orele de sport, de obicei afară, când e posibil. Am văzut multe școli, au asfaltat pur și simplu aceste terene. E complet greșit. Asfaltul, tipul verii, atrage căldura, se supraîncălzește și numai că e insuportabil să te miști pe astfel de suprafață. Dar în timpul nopții, asfaltul ăla degajă căldura și clădirea, în loc să se răcorească, să profite un pic de răcoarea nopții, va fi în continuare înconjurată de o insulă caldă. Așa e și spune în mare trei. Pe de altă parte, curtea școlii are și zone în care se pot amenaja vestitele spații verzi. S-a cam demonetizat expresia, dar sunt foarte importante. Și sunt importante pentru că pot oferi copiilor exemple la îndemână pentru orele de biologie, de științele naturii, de protecția mediului. Nu știu, nu mai sunt acum la curent cum se numesc exact aceste materii, dar bănuiesc că ele există în programa școlară și sunt predate. Și dacă am un exemplu la îndemână, chiar sub fereastră, de ce să nu-l folosesc? La fel și cu părțile de confort. Încălzire, ventilație și așa mai departe. Pot deveni laboratoare de fizică foarte ușor. Aici sunt câteva noțiuni. Încă o dată, nu vreau să lungesc foarte mult prezentarea. Repet, tehnica de succes nu poate veni decât dacă evaluăm corect clădirea și știm precis de la ce trebuie. Utilizarea materialelor ecologice într-o măsură cât mai mare, refacerea ambientului, a curții școlii, a mediului și așa mai departe. Vom avea avantaje nu numai în planul celor care utilizează școala. Ele se duc un pic și în
în mentalitate și în educația copiilor. Și asta cred că este și mai important. Pentru că probabil copiii noștri vor avea mai multă grijă de mediul înconjurător și la rândul lor de copiilor și se vor gândi mai mult la viitor decât o facem noi astăzi. Mai este ceva. Domnul subsecretar de stat, secretar de stat, scuzați, a anunțat deja școala câștigătoare. E o provocare mare. Atât pentru cei care vor contribui la renovarea ei și la refacere. Aici va trebui lucrat foarte mult. Cum spunea și Cristina, și comunitatea trebuie implicată. Dar mă duc mai departe. Am terminat proiectul și companiile care au contribuit pleacă. Veți avea o școală la un standard mai ridicat, dar pe care va trebui să o întrețineți. Și asta este întreținerea. Apoi, de fapt, de aici pleacă. Da? Păstrarea a ceea ce am făcut și întreținerea ei. Pentru că dacă nu este întreținută, ca și organismul, ca și casa, peste un an, doi, vom fi în aceeași situație în care suntem acum. Și rezultatul va fi nul, practic. Va chiar pe pierdere, pentru că mulți au investit efort și au bunăvoință, dar fără rezultat. Deci e foarte important să și păstrăm. Dar păstrarea și întreținerea înseamnă, încă o dată, apel la educație, la mentalitate, la lucru cu fiecare dintre membrii comunității și nu numai în clinic. E valabil absolut peste tot. Copiii sunt copii. E greu să strunești, mai ales când sunt împreună, se joacă, sunt neatenți. Noi trebuie să fim și să-i convingem. Eu cam atât am avut de spus. Sigur că pentru detalii tehnice, atât colegii din Consiliul Român pentru Clădirile, cât și noi, toate firmele care am contribuit la acest proiect, vă stăm oricum cu plăcere la dispoziție. Deci, cred că suntem la sentimentul. Mulțumesc! Așa cum povestea și Cristian, acest proiect de renovare permite companiilor implicate să-și prezinte produsele, soluțiile și tehnologiile și totodată să prezinte rolul pe care acestea îl au în reducerea costurilor și în îmbunătățirea productivității. De aceea vă propun să și cunoaștem companiile partenere și să aflăm care este gradul lor de implicare în cadrul proiectului. Așadar, Alfredo, îți dau cuvântul. Bună ziua! Mă numesc Alfredo Biosca, director de departamentul Buildings plus Places din gradul ICOM din România. Înainte de toate, doresc să felicităm Consiliul Român pentru Clădirivers pentru această inițiativă laudabilă. Suntem foarte bucuroși să putem fi parteneri alături de celelalte companii și să ne putem aduce aportul în susținerea și implementarea acestui proiect menit să îmbunătățească condițiile de învățament din România. În cadrul acest proiect, compania noastră va oferi servicii de expertiză tehnică și proiectare pentru reabilitare școli din Caniț Alba. Suntem convins că experiența noastră de 12 ani pe piața locală va aduce aportul necesar și susținerea principiilor construcțiilor verzi și va îmbunătăți eficiența energetică. Mulțumesc! Reprezint Aquarius Group. Suntem o echipă de experți tehnici care ne la dispoziție inclusiv dirigenții de șantier, managerii de costuri. Suntem în principiu administratorii unui proiect, reprezentăm clientul
dar ce este mai important în cazul de față este faptul că avem evaluatori de BIM și BIM care sunt actualmente cele mai des folosite certificat pentru clădiri verzi. În acest proiect o să încercăm prima oară, evident că o să facem o vizită la locul școlii. O să facem o analiză tehnică, o să încercăm să introducem în proiect, în ceea ce va urma, soluții cât mai diverse posibile. Asta în funcție de ceea ce o să găsim exact și acolo și de ceea ce se va dori a se face în continuare. Și evident o să supervizăm toată această punere în aplicare a soluțiilor în construcție. Mulțumesc! Mulțumim! Următoarea companie, CEMS Tehnologii, din păcate nu a putut fi prezentă cu noi astăzi, însă o să spun eu câteva cuvinte în numele dânșilor. CEMS Tehnologii este o organizație specializată în instalații și automatizări. De aici se înțelege foarte precis și rolul și implicația pe care dânșii vor avea în cadrul proiectului de renovare. Implicarea constând în proiectarea de instalații și sisteme de ventilație, de climatizare și totodată pe partea de instalații electrice și sisteme de iluminare. CEMS Tehnologii se va ocupa de partea de proiectare, execuție și mentenanță a celor menționate mai sus. Cristian, rândul tău. Cofeli, firma care reprezentant sunt, face parte din grupul CDF Suez, e destul de cunoscut, furnizor de gaze naturale și energie electrică, în special în partea de sud a României. Compania noastră, membra grupului, se ocupă de instalații de încălzire, ventilații, aer condiționat, automatizările acestora, precum și de instalații electrice, le proiectăm, le executăm și le întreținem după ce sunt puse în funcțiune. De asemenea, avem o prezență destul de importantă pe piața de facility management. Asta înseamnă, de fapt, mai pe românește, administrarea tehnică a clădirilor, mai ales. Mulțumim! Monica? Bună ziua, mă numesc Monica Roșu și reprezint Philips Lighting România. Ne-am implicat în acest proiect pentru că știm, suntem conștienți că iluminatul reprezintă un factor important în procesul de învățare, iar compania Philips Lighting oferă soluții și tehnologii de ultimă oră care să îmbunătățească acest mediu și dorim cu toții pentru copiii noștri școli cât mai bine dotate și cât mai la nivel cât mai european. Și de asemenea, iluminatul reprezintă un mod foarte ușor de a economisi energie. În general, 20% din energie se consumă cu iluminat, cu instalația de iluminat și de aceea soluțiile noastre sunt concentrate în a economisi energie. Se pot oferi, sunt soluții care oferă până la 80% economie de energie față de situație actuală. Ne vom implica în acest proiect, vom merge, bineînțeles, pe șantier și se va face o evaluare și ne dorim ca să echipăm această școală cu tehnologii de ultimă oră, astfel încât să arătăm că și în România pot să existe școli cât mai bine dotate și care să oferă un mediu bun de învățare. Mulțumim frumos! Este Sandu Ben, Lucian. Bună ziua, mă numesc Lucian Coplărin și reprezint Sandu Ben, Construction Product. Compania noastră s-a decis să se implice în acest proiect prin intermediul diviziei Business Unit-ului Rigips, de aici din România. Am hotărât să ne implicăm pentru că am considerat că o mare problemă care există în cadrul sistemului de învățământ o constituie proasta calitate a mediului acustic în care se desfășoară acesta.
De aceea am hotărât să sponsorizăm nu neapărat școala din Câlnic, pentru că acolo problemele sunt mult mai, să zic așa, mai grave și noi nu avem lucruri comune cu ceea ce se întâmplă acolo. Însă am hotărât să ajutăm liceul Ionel Pulce, de care, mă rog, pe mine personal, mă leagă anii petrecuți acolo și vom furniza liceului un tavan special produs pentru astfel de situații de îmbunătățirea confortului acustic în cadrul spațiilor de învățământ. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Și acum un partener de suflet și de mare nădejde în cadrul campaniei noastre, din Inițiativ Felicia. Numele meu e Felicia Iancănescu Popovici, sunt director al Asociației din Inițiativ. Suntem aici pentru că de 5 ani suntem implicați în proiecte de mediu și educație de mediu și pentru dezvoltare durabilă în peste 30 de școli, timp în care am acumulat experiență și cunoștințe despre problemele acestor școli, pentru că multe din aceste proiecte au fost legate de sustenabilitate energetică, despre problemele pe care fiecare școală le are, evaluate de elevi, și soluțiile pe care ei le-au găsit la aceste probleme. De asemenea, am colaborat cu administrația locală și am încercat să convingem pe cei care administrează aceste școli, pe cei care dau banii pentru renovarea sau construirea unor școli, să aplice niște metode mult mai avansate, să construiască sustenabil, durabil, astfel încât școlile din România să fie la fel de moderne și la fel de sănătoase ca școlile din oricare altă țară. Cred că acest proiect este un început foarte bun și felicit pe partenerii principali România Green Council și Ministerul Mediului, Ministerul Educației, scuze, pentru acest proiect, pentru că așa trebuie început, este cel mai bun lucru care se poate face atât pentru elevii din România, cât și pentru economia României, cât și pentru tot ceea ce înseamnă mediul sănătos. Mulțumim frumos! Și acum nu mai este o surpriză. O să-l rog pe domnul Fedorca să ne ajute cu înmânarea oficială a diplomei câștigătorilor acestui proiect de renovare. Profesorul Ion Constantin Popa. Vă rugăm, veniți da, alături de noi. Postulul pentru că diverse recunoaște rol decisiv pe care a avut școala gimnazială Câlnic, județul Alba, prin implicarea în cadrul campaniei Construiește școli verzi. Și cu această ocazie, domnul primar, vă rugăm să fiți și dumneavoastră alături de noi. Și de asemenea, doamnei profesor Popa Daniela, tot de la școala gimnazială Câlnic. Dacă nu putea să... Da. Domnul primar din Câlnic și domnul director al școlii din Câlnic. Mulțumim frumos pentru ocazia care ne-a dat să participăm la acest proiect. Și suntem foarte bucuroși că am reușit să câștigăm. Mulțumim. Mergem mai departe. Și eu vreau să mulțumesc, în primul rând, Ministerul Educației și... N-aveți de ce. Și a sponsorilor care ne-au... N-am cu patrie din comisie. Nu? Care ne-au ajutat să câștigăm acest proiect. Și, în continuare, o să sprijin cu tot ce se poate ca să acest proiect să se derulează în bune condiții și să întreținem școala în bune condiții și... Mulțumim tare mult și de-abia așteptăm să venim la Câlnic să vedem exact despre chiar ce este rugăm, vă aștept. Ca și pași următori, propunem tuturor partenerilor o vizită, să vedem exact despre ce este vorba, pentru a face o evaluare de specialitate a clădirii, să vedem cum anume putem interveni și pe ce soluții vom merge în cadrul acestui proiect de renovare. Iar pentru cei care cred în mesajul transmis de noi astăzi,
O să vă rugăm să ne susțineți în continuare această campanie prin intermediul paginii noastre de Facebook. Am creat și o petiție. Numărul final de semnături strânse va ajunge pe masa domnului Fedorca tocmai pentru a demonstra gradul de interes, deși cred că este deja evident, gradul de interes pentru acest subiect deosebit de interesant. Da, inclusiv școlile care au participat, pentru că am văzut sunt câteva situații care poate reușim să ne... Cu siguranță și vă mulțumim încă o dată pentru sprijin. Mulțumesc încă o dată partenerilor, mulțumesc foarte mult pentru implicarea și cu siguranță va fi un drum anevoios, un drum nu foarte lung, sperăm noi și cu siguranță vă vom ține la curent cu nivelul de dezvoltare al proiectului și vă invităm în continuare să fiți alături de noi în cadrul acestei campanii Construiește Școli Vest. Mulțumim încă o dată și cam atât a fost pentru ziua de astăzi.